o oră și jumătate asistând la succesiunea la țărilor. Atâtea lucruri deștepte cât am auzit spunându-se în acest perimetru de oră și jumătate, n-am mai auzit de mult. Așa că e o provocare și în a vă ține atenția și în a vă putea furniza ceva suficient de interesant ca să mai rezistați până la următoarea, care va fi și mai interesantă, la sala lui Andrei Pleșu. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este un semnal de alarmă. Cartea pe care acum, grație lui Radu Gabriel Pârvu, o avem în limba română, este una dintre cărțile care a influențat cel mai mult cultura română. Faptul că până astăzi Arthur Schopenhauer nu a fost tradus, e adevărat că au apărut câteva cărți pe care am să le menționez, dar nu a apărut cu cele două lucrări fundamentale ale lui, cea pe care singur și-ar fi recomandat-o ca fiind lucrarea esențială, care este Lumea ca voință și reprezentare, dar și deloc neglijabilă, pentru că este o lucrare care a crescut exact cum a crescut volumul al doilea, publicat în 1844, La voința ca lume și reprezentare, la primul volum, care a apărut în 1819. Este vorba de cele două mari volume din 1851, dintr-o lucrare intitulată Parerga și Paralipomena. Este o lucrare care a crescut exact cum a crescut din primul volum, din 1819, al Lumii ca voință și reprezentare, volumul al doilea. În urmare, aș îndrăzni să spun că opera fundamentală a lui Schopenhauer este formată din patru mari volume. Este primul volum al Lumii ca voință și reprezentare, așa cum a apărut prima oară în 1819. Este volumul al doilea, care comentează primul volum apărut la reeditarea din 1844, la care trebuie să adăugăm cele două volume din 1851, Parerga und Paralipomen. Este, prin urmare, pentru cultura română o restanță pe care, în fine, o împlinește. De ce a fost atât de important Arthur Schopenhauer în cultura română? Pentru că oamenii care au creat cultura română modernă, care i-au dat osatura de gândire, care i-au dat forma de expresie și care cumva au fixat și orizontul ei de aspirații, au fost masiv influențați de Arthur Schopenhauer. Și mă refer aici la cele două personalități inaugurale pentru cultura română modernă, la Mihai Eminescu și Titu Maiorescu. Am să încep cu Titu Maiorescu, pentru că influența lui Schopenhauer asupra lui Eminescu este notorie. Schopenhauer a influențat tot cercul junimii, dar mă refer la Titu Maiorescu, pentru că Titu Maiorescu are o proprietate remarcabilă. A fost un om care avea o claritate a dicțiunii ideilor formidabilă, dar care a scris într-un fel care îl face astăzi perfect recunoscutibil. Dacă citiți din contemporanul lui, din Bogdan Petricei cu HD-ul pagini, veți vedea că există acolo o nefixare a limbii, care poate nu era nefixare, dar pentru noi astăzi, întrucât proza de idei s-a dezvoltat din modul în care Titu Maiorescu a articulat ideile, deci a practicat dicțiunea ideilor, cum a numit Mircea Martin, acest lucru face ca Titu Maiorescu să fie întemeietorul modernității noastre și nu Bogdan Petricei cu HD. L-am numit pe HD pentru că o anecdotă se leagă de influența lui Schopenhauer în cultura română de el. În 1892, într-una dintre conferințele Ateneului, în februarie, a ținut o conferință cu titlul Noi în 1892. Ea avea să fie continuată în decembrie acelui așa an 1892 cu o conferință Noi și voi. Noi era, în concepția lui Bogdan Petricei cu HD-ul, noi era acea parte sănătoasă din poporul român, o parte care avea aspirațiuni optimiste, o parte care se afla potrivit lui HD-ul la vârsta copilăriei și care, deci, n-ar fi putut primi influențele pernicioase ale pesimismului, care, în cultura română, erau propagate de cei pe care HD-ul îi numea voi, adică pesimiștii, schopenhauerienii, junimiștii, aceia care, cu un cuvânt pe care poate mai târziu avea să le regrete HD-ul, spunea că face din poeți de mâna a doua mari poeți naționali.
adică pesimismul, Schopenhauerismul, iar aluzia transparentă era la Mihai Eminescu. Ei bine, ideea lui HD era următoarea. Influența lui Schopenhauer este pernicioasă pentru că noi suntem la vârsta copilăriei, iar copiii nu au voie să fie pesimiști. Mințile lor sunt rătăcite de pesimism, ca atare noi avem nevoie de o filozofie optimistă. Și exemplele pe care le dă nu le mai dau pentru că au trecut deja în inactualitatea istorică a secolului al XIX-lea. Fapt este că influența formatoare în cultura română a avut-o acest gânditor mizantrop, pesimist, dar care, și asta este o marcă stilistică care s-a imprimat marilor noștri scriitori care ne-au fundamentat modernitatea, este de o claritate a stilului negermană, un monograf de-a lui francez, Théodule Rigaud, în anii 20, spunea despre el că găsește în el olandezul, găsește în el hindusul, găsește în el francezul și englezul, dar germanul nu. El însuși, în 1852, unui prieten lui Frauenstedt îi spunea că în perspectiva morții lui dorește să declare acest lucru, că este rușine, că este german, pentru că aceasta este o națiune de o nesfârșită prostie, brutală, agresivă, nu știu ce. El însuși avea această cochetărie de a spune că nu este pe de-a întregul german. El însuși spunea, își inventase o genealogie olandeză. Vă spun toate astea pentru că sunt ingrediente. Claritatea stilistică, neașezarea identitară, ori mai degrabă hibridizarea identitară, cultura literară enormă care încă o dată intră în problematica filozofică și o hibridizează într-un fel extrem de fertil. Toate aceste trăsături sunt de găsit la Eminescu și la Titu Maiorescu. Titu Maiorescu a inventat proza de idei românească, noi scriem astăzi ca Titu Maiorescu, iar dacă am fi scris cum scria HD-ul, scriam mai prost astăzi decât o facem, iar în privința aspirațiilor noastre, a profunzimii metafizice, ori a excelenței forme poetice, Eminescu a inventat toate aceste lucruri. A cartografiat sufletul cultural românesc într-o manieră care nu a fost depășită. Nu poate fi, pentru că este formativă, e generatoare de forme în cel mai înalt grad. Iar în spatele lor se află acest om care pentru prima oară astăzi în cultura română, în limba română, grație lui Radu Gabriel Pârvu, intră. Arthur Schopenhauer. Două lucruri mai vreau să vă spun despre posteritatea lui. Noi credem că secolul 20 este adânc marcat de hegelianism, de marele, de oaia neagră pentru Arthur Schopenhauer. Este adevărat. Teza mea este că este marcat un rău de hegelianism. Moștenirea hegeliană, fie în chip direct, ca hegelianism, ca filozofia istoriei, așa cum o putem vedea, deși cu o hibridizare marxistă clară, la Alexandru Kojève, fie trecând prin Marx, nu e cazul să vă spun despre lucrurile astea, fie trecând prin pozitivism. Auguste Comte, inspirația lui pozitivistă, este încă o dată hegelianismul. Hegel are o influență enormă în secolul 20, dar această influență, când nu este indiferentă, este proastă, iar la rigoare, când e foarte proastă, ea este direct criminală. În timp ce Schopenhauer este figura din umbră a secolului 20, care l-a influențat într-un sens ascuns, dar cred că mai profund și mai bine. Și vreau să vă indic două piste. O pistă este critica prezentului. Înainte de Schopenhauer, niciun filozof nu a făcut din critica prezentului o temă de reflexie filozofică profundă. Schopenhauer lansează această temă și ea avea să aibă în secolul 20 o extraordinară și vine să spun extraordinar de fertilă posteritate. A doua temă fundamentală este cea legată de gândirea organicistă. Noi legăm acest lucru de Goethe, de tratatele lui științifice, de teoria culorilor și de teoria despre planta originară, dar de fapt din convorbirile cu Eckermann vedem că acest tip de a gândi
organic, ori morfologic, subspecia formelor, lumea, reprezintă o metodă alternativă de investigare a lumii la cea analitic-matematică pe care a exprimat-o știința modernă a naturii. Schopenhauer, cu care Goethe a avut lungi discuții referitoare la teoria culorilor și care la mijlocul celui de-al doilea deceniu din secolul XIX a scris o carte despre teoria culorilor și despre văz, care a influențat teoria fiziologică a văzului de la mijlocul secolului al XIX-lea, Goethe a apreciat felul în care Schopenhauer a preluat gândirea organicistă și morfologică în cartea lui și pe care avea să o ilustreze și în opera fundamentală. Ori, teza mea este că voga în morfologia culturii la Leo Frobenius sau la Oswald Spengler a gândirii morfologice, deși se revendică nominal din Goethe, de fapt, există doi intermediari importanți. Primul este Schopenhauer, pentru felul în care a înțeles organicul și morfologia lui Goethe, și al doilea, încă mai puțin cunoscut, este un mare vizionar al secolului al XIX-lea și începutului de secolul 20, Rudolf Steiner, întemeietorul antropozofiei, un om care însă, decupat din secta antropozofică, este poate că ultima mare minte vizionară din cultura occidentală. Închei spunându-vă următorul lucru. Pentru cultura română este o enormă sărbătoare faptul că acest autor, de un neverosimil și nelimitat talent literar, este în cultura română. În Schopenhauer puteți vedea temeiurile formative ale multora dintre însușirile importante ale celor mai importanți scriitori români. Pentru că matricea în care noi ne-am format are în spate această figură tutelară, Arthur Schopenhauer.